În 5 ani o să ajungem să concurăm cu roboți pentru un job, estimează Forumul Economic Mondial. Mișcarea ar putea agrava inegalitatea de șanse. Colegul meu, Felix, știe toate detaliile. Salut, Felix! Prima mea întrebare ar trebui să fie dacă tu ești un robot sau încă n-am ajuns acolo? Bună ziua, Cătălin! Nu am ajuns încă la asta și la Aleph News, din fericire, nu avem roboți deocamdată. Să știi însă că meseria de jurnalist este una din cele mai potrivite pentru roboți, după cum arată analizele experților. În viitorul apropiat o să ajungem să vorbim cu roboți atunci când avem nevoie de un avocat, de un analist financiar, de un șofer, de un medic sau chiar de un bucătar. Dar de ce pot să fie roboți în astfel de posturi? Pentru că în aceste domenii există o serie de acțiuni repetitive care nu necesită creativitate umană, cel puțin până la un punct. S-a făcut o estimare câte joburi o să fie distruse de roboți? Am înțeles cam în ce domenii suntem în pericol. Da, grupul de opinie a declarat că o revoluție a roboților va crea 97 de milioane de locuri de muncă în întreaga lume în următorii 5 ani, dar va distruge aproape la fel de multe, lăsând unele comunități sociale în pericol. Lucrările de rutină sau manuale în administrarea și prelucrarea datelor, de pildă, sunt cele mai amenințate de automatizare. Da, vor dispărea multe joburi, dar partea bună este că vom trăi într-o lume mult mai bună în ceea ce privește calitatea serviciilor și economia, spun specialiștii, va fi mult mai puternică. S-au găsit și soluții pentru această schimbare radicală a economiei de către politic și administrativ? Da, se discută deja. Statul va trebui să se adapteze și experții în cibernetică spuneau încă din 1948 că vom ajunge să vedem măsuri sociale la fel de revoluționare ca intrarea roboților. Și aici în Spania s-a discutat recent despre conflictul dintre roboți și oameni la locul de muncă, iar statul va fi nevoit să acorde la un moment dat salariul minim garantat, care a și fost aprobat în Spania. Se va aplica impozitul pe robot și vor fi plătite activități umane care astăzi sunt voluntare. Statul va trebui să se adapteze potrivit previziunilor, pentru că roboții pot distruge 3,5 milioane de posturi înainte să creeze un job nou. Îți mulțumesc, Felix.